Bine v-am găsit la cheia zilei, sunt Neil Șnecăr, avem o ediție de mare excepție în care vom analiza principalele imagini și informații ale momentului. Negocierile pe noul guvern au ajuns la faza pe jigniri, o să-i auziți pe grei PNL-ului spunând, atenție, citez, am ajuns să negociem cu șoferii pesediștilor. Nici pesediștii nu se lasă mai prejos, pentru că și ei le zic peneliștilor că, citesc din nou, liderii PNL sunt ospătarii care serveau la bar la Cotroceni și continuă, rămâneți ospătarii care servesc PSD la locomanda. Da. România TV a obținut informații în exclusivitate cu ce se întâmplă cu pensiile, respectiv cu creșterea acestora. Vă spun cum a obținut Marius Budăi la Bruxelles acea modificare pe procentul din PIB al pensiilor și analizăm ce scuze ar mai avea guvernanții acum să nu facă aceste creșteri și vă zicem și când vor veni aceste majorări. Vă prezint și cele trei grebe generale care se pregătesc. Una de altminteri începe chiar luni. Veți vedea că profesorii își vor opri munca la începutul săptămânii viitoare, dar mai sunt încă două categorii socioprofesionale care se pregătesc și ele de grevă generală. Vă aduc și mesajul președintelui Klaus Iohannis despre grevele inevitabile, dar și despre rotația la putere. La un an și 82 de zile de război vă arăt ce au pățit cercetătorii ruși care au lucrat la acele rachete Kinjal, acele rachete de care Putin spunea că sunt invincibile, dar care au fost doborâte de ucrainieni, ce să vezi. Dar vă prezint și planul de înarmare a României. Vom cheltui cam 3 miliarde de euro pe șenilate și vă aduc un interviu în exclusivitate cu șeful de la înzestrare a armatei române. Am și o surpriză, rămâne de văzut dacă este plăcută sau neplăcută, dar austriecii vor să primească încă 15 ani acces la petrolul românesc. La final vă aduc imagini de la inundații apocaliptice din țara cu peste 1 milion de români. Toate acestea într-o ediție de mare excepție a cheii zilei care începe chiar acum. După cum vă spuneam, am ajuns într-o fază a negocierilor în care deja nervii sunt întinși la maxim. PNL-ul, toată lumea începe propoziția mereu cu avem o înțelegere, avem un acord care a fost semnat și care, după care încep. Da, dar noi vrem asta, PNL-ul vrea asta, PSD-ul vrea asta, acum s-au găsit că, evident, miza a fost Ministerul Transporturilor, pe care PSD-ul n-a vrut să lase din mână, PNL-ul și-l dorește, dar după care s-ar putea să rămână cu PSD-ul, poate cu el, dacă, de exemplu, PSD-ul e de acord să împingă UDMR-ul pe scări la vale, să nu mai fie în guvern și în felul acesta ar putea să ia peneliștii Ministerul Mediului. S-au întâlnit astăzi Ciolacu, Ciucă, Hunor din nou. Eu cred că ei se înțeleg, partidele din spatele lor sunt mai greu de convins. Marina Cioacă în continuare călare pe subiect, pentru că stă și ascultă cu o răbdare de invidiat. Bun găsit, Marina! Cei trei se întâlnesc, cei trei se înțeleg așa mai mult sau mai puțin că sunt cam prieteni, după care partidul din spatele lor începe scandalul. Bine te-am găsit, Nils, bun găsit, doamnelor și domnilor. Da, pare că cei trei se înțeleg, însă partidele nu se înțeleg deloc și fiecare vine cu pretenții suplimentare. Trebuie să vă spun că acum, la ora 17, are loc o întâlnire, dar doar în trei a liderilor acestor partide, adică Marcel Ciolacu, premierul Nicolae Ciucă și Uchelemen Hunor discută chiar aici, la Palatul Victoria, unde mă aflu și eu în aceste momente. Și sunt primele negocieri după ce ieri au primit mandat din partea partidelor lor, cum spuneai și tu, partide care vin cu pretenții, uneori pretenții exagerate, și în tot acest caz trebuie să decidă astăzi care vor fi limitele trasate, pentru că de mâine încep cu adevărat
negocierile. Mâine va avea loc o ședință a coaliției în format extins. Vor veni și liderii partidelor să ceară fiecare ce vrea. Ministere, evident, pentru că aici este marea bătaie, bătaia pe Ciolan. Însă, avem și informații extrem de interesante din ședința liberalilor, pentru că acolo se pare că Vasile Blaga ar fi spus în felul următor: am ajuns să negociem cu liderii PSD care pe vremuri erau de fapt șoferii PSD-știlor. O acuzație extrem de gravă, vă puteți da seama. De asemenea, au mai fost și astfel de replici în alte ședințe ale liberalilor. Se mai spunea atunci de către un alt lider liberal, dar despre colegii săi, că acești colegi din PNL sunt cei ce odată erau ospătari la bar la Cotroceni. Deci vedem că se ascută Nils cuțitele și urmează negocieri extrem de tensionate. Știm că liberalii, de exemplu, ar fi de acord să dea transporturile, dar doar în cazul în care vor primi ceva extrem de consistent din partea socialdemocraților, chiar un minister de la UDMR, pentru că, spun sursele noastre, atât PNL cât și PSD, consideră că oricum UDMR-ul are prea multe ministere și ministere importante, ministere cu bani, și ar trebui să fie lăsat UDMR-ul doar cu două ministere. În acest caz, Kelemen Hunor ar putea să fie obligat să iasă de la guvernare, mai ales Marcel Ciolacu face și acea comasare de ministere, iar în acest caz, Ministerul Familiei, condus de Gabriela Firea, va fi comasat cu un alt minister de la UDMR, mai exact Tineret și Sport, iar clar, cei de la UDMR vor ieși în pierdere pentru că Gabriela Firea ar urma să conducă acest nou minister comasat. Da, mulțumesc, Marina, nu-i lăsa, stai că l-are pe ei, află tot ce se pune acolo la cale, căci ei oricum nu ne spun. Da, apropo că nu ne spun, uite, Klaus Iohannis astăzi la Consiliul Europei a ieșit în conferință de presă, a răspuns la întrebări și una dintre întrebări a fost: domn președinte, cum e cu rocada? Iată ce a avut de spus președintele României. Pentru cetățeni și pentru economie. Programul de guvernare în baza căruia am fost investit. Și cum face coaliția sunt chestiuni care se negociază între partide. Nu este o negociere la care trebuie să participe președintele statului. Însă, așteptarea mea este ca această negociere să se finalizeze până săptămâna viitoare, să se intre efectiv în procedurile care se vor finaliza, sper, în puține zile, cu un nou guvern prin care se realizează așa numita rotație, adică prim-ministrii să se schimbe și ministerele să se ocupe cu oameni performanți. Da, nu era Nicolae Ciucă în spatele lui Iohannis, era doar o mică problemă tehnică care s-a rezolvat. L-am auzit pe președintele României ce a avut de spus. Alături de mine astăzi domnul Florin Manole, secretar general adjunct al PSD, și domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bun găsit, domnilor! Domnule Manole, încep cu dumneavoastră. Vreau să știu dacă ați fost șofer sau nu ați fost șofer, ca să îl lămurim pe domnul Blaga, dacă aveți carnet. O problemă pe acest subiect. Aveți carnet? Corect. Bravo, Adrian. Aveți carnet, da, de conducere? Să știți că m-ați nimerit, nu am, nici n-am încercat vreodată să am. Mamă, băi, a dat o Blaga cu ăștia în gard de data asta, chiar, ca lumea. Chiar nu am, da. Da. Ce să zic, și domnul Blaga... Deci nici măcar nu poate să zică că negociază cu șoferii de ocazie. Nu, altceva vreau să zic, că totuși și domnul Blaga a fost de-a lungul carierei, nu direct europarlamentar, nu direct ministru de interne, a fost și pierzător de alegeri locale în București, dar nu știu dacă asta îl definește cel mai mult. Vameș. Stați a fost puțin, nu compara șoferul cu Vameșul. Șoferul, da, cred că toată lumea înțelege. În fața Vameșului când ajungea la vamă, pupa inelul, decarta ca la cărți, ce? Nu puteți compara dumneavoastră asta. Una peste alta, domnul Manole, hai să e o exprimare arogantă, dacă asta chiar s-a întâmplat. Da. Și nu, de aceea am și luat-o, ca cum se zice în popor, la mișto, pentru că nu cred că este genul de abordare într-o negociere politică, indiferent cine ar fi indivizii. Apropo de faptul că pentru mine nu mi se pare că a fi șoferie
o rușine. Dar acum am închis partea de umor și vreau partea serioasă acum să vă întreb următorul lucru. Aveți sau aveați o înțelegere făcută atunci când ați făcut coaliția? Ați bătut palma, ați semnat cu toții foarte festiv, ați venit și ne-ați spus cum, domne, este binele țării și că admintea că noi care, nu-i așa, PNL-ul care zicea PSD și PSD-ul care zicea de PNL, dar e pentru binele țării, împreună facem, bun. Acum a venit momentul rocadei și acum, domne, stai să vezi că parcă totuși n-aș da Ministerul Transporturilor. Parcă aș vrea să țin și finanțele, dacă se poate. Dar nici Secretariatul General al Guvernului, parcă nu aș vrea să-l dau. Vine PNL-ul, zice, da, păi da, dar eu vreau transporturile, eu vreau alea. Acum v-a cășunat la amândoi pe UDMR. Care UDMR-ul, ca zic așa, era cel mai nevinovat din ecuația asta, că el nici măcar n-a semnat acel acord cu dumneavoastră de rocadă. Da, în primul și în primul rând, noi ieri în discuția de la partid cu toți colegii din teritoriu, am discutat despre necesitatea, și am votat asta, necesitatea scăderii numărului de ministere, o scădere a numărului de ministere. Înseamnă că ceea ce s-a întâmplat acum un an și jumătate, înțelegerea inițială, trebuie modificată și doar sub acest aspect. Ori scăderea numărului de ministere, care implică și scăderea numărului de secretari de stat, duce totuși către un aparat birocratic un pic mai suplu și nu cred că sunt oameni care să creadă că e o idee greșită asta. E o idee bună, sau cel puțin noi așa credem. Dacă ar fi într-adevăr motivată, dacă ar fi într-adevăr motivată din această dragoste de reducere a bugetului, bla, 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 atunci, într-adevăr, nimeni n-ar avea nimic de zis. Dar eu v-am mai spus odată, domnule Manole, și eu, ca și dumneavoastră, am petrecut 5 minute măcar în politică, astfel încât să pot să văd subtextele. Aici a fost vorba de a găsi o variantă. Nu mai avem nevoie de UDMR. Pă bune, nu mai avem. Ca cifră nu mai avem nevoie de UDMR. Și atunci, mai ales dacă vreți să vă consolidați alianța în formă electorală și pentru după 2024, atunci chiar UDMR ar putea să fie un ghimpe în coasta amândurora. Eu zic să nu considerăm discuția despre UDMR închisă în felul în care anticipați sau prognozați dumneavoastră. Este o discuție, e adevărat că au existat niște nemulțumiri, le-au fost recunoscute public, adică inclusiv Marcel Ciolacu a declarat la un moment dat că anumite lucruri discutate într-un cadru restrâns și agreate a rămâne într-un cadru restrâns ar trebui să rămână așa, dar în același timp tot Marcel Ciolacu a spus în repetate rânduri că vede utilitatea miniștrilor UDMR în cabinet și vă dau un argument foarte pragmatic care s-ar putea să vă placă pentru că vă percep ca un om pragmatic. Imaginați-vă reacțiile din PSD sau din PNL dacă cineva din celălalt partid ar fi ministrul dezvoltării. Ar fi un pic mai complicat. Așa. Ei bine, mai sunt niște cartofi fierbinți. Am dat un exemplu, sigur exact. Că da. Am dat un exemplu. Ideea principală de loc acolo unde... Nu e chiar așa, că asta, repet, când ați avut nevoie de UDMR, era în regulă. Acum, deodată, nu mai este în regulă pentru că nu mai aveți nevoie de el. Aici pun eu problema, o înțelegere făcută, eu genul de om care înțelegerile mai ales alea de gentleman merg, dar culmea este că s-ar părea că cei trei lideri vorbesc aceeași limbă și se înțeleg la aceste compromisuri, sunt membrii de partid din spate, așa zis și lideri din spate, care nu sunt de acord pentru că la ei, ca să zic așa, foamea e în gât destul de mare, breaking news. Pentru că vorbeam de foame, poate că vorbim puțin despre pensionari, vă aduc aminte că o serie întreagă de posibilități de mărire de pensie au fost întotdeauna întâmpinate cu răspunsul, domne, nu putem, pentru că PNRR-ul spune că pensiile nu pot depăși 9,4% din PIB, totalul pensiilor. Și ăsta a fost motivul. Noi am tot zis, domne, dar se pot renegocia, nu aici e problema, oricum suntem departe de 9,4% din PIB, chiar și cu măririle dacă ar fost. Ei bine, ce să vezi, domnul Boloș, domnul Budăi, cei doi miniștri s-au dus la Bruxelles și Bruxelles-ul a zis, bă, nicio problemă, renegociem.
Avem informația asta în exclusivitate. De fapt, colega mea, Mădălina Petre, a obținut această informație. Bun găsit, Mădălina, te ascultăm. Bun găsit tuturor, dar sunt date extrem de importante și asta pentru că au fost două zile de discuții la Bruxelles. Ministrul Muncii Marius Budăi a fost acolo și a discutat cu liderii europeni și în cele din urmă, din informațiile pe care le avem, ei bine, ministrul Muncii a reușit să îi convingă pe cei de la Bruxelles să fie eliminat acest plafon de 9,4% din produsul intern brut atunci când ne referim la bugetul de pensii. Este o decizie extrem, extrem de importantă pentru că au spus mereu cei din coaliția de guvernare că atât timp cât va exista un astfel de plafon, ei bine, cei din guvern nu vor reuși să vină cu o majorare puternică a pensiilor, însă, cum vă spuneam, cea mai nouă decizie, o decizie extrem, extrem de importantă. Liderii europeni au fost de acord să fie eliminat acest plafon de 9,4% din produsul intern brut. În paralel, bineînțeles, cei de la Bruxelles au venit și cu o serie de condiții. Aceștia au cerut Ministerului Muncii să vină cu o reformă corectă. Atunci când ne referim la legea pensiilor bazate pe contributivitate, se lucrează cei drept în această perioadă la Ministerul Muncii la această lege. Vor liderii europeni să aibă acces la o serie de documente și să discute în timp real cu reprezentanții ministerului, astfel încât împreună să stabilească modificările care ulterior vor fi bătute în cui atunci când ne referim la această lege extrem de importantă. Din informațiile pe care le avem, s-au stabilit mai multe variante când ne referim la formula de calcul. Se vor purta, bineînțeles, discuții și în coaliția de guvernare. Vor continua toate aceste discuții și cu liderii europeni și în cele din urmă așteptăm și un vot final cu privire la această lege, totul în contextul în care din luna septembrie ar trebui să înceapă recalcularea pensiilor pe noua formulă de calcul. Și încă un aspect la fel de important, din informațiile pe care le avem, cei de la Bruxelles au cerut foarte clar ca viitoarele indexări ale pensiilor să țină cont de situația economică a țării. Însă cea mai nouă informație este cea potrivit căreia după două zile de discuții, două zile de negociere, aș putea spune, va fi eliminat acest plafon de 9,4% din produsul intern brut și ulterior cei din guvern vor avea și posibilitatea să vină cu aceste majorări pe care le-au promis de foarte mult timp. Mulțumesc foarte mult, Mădălina. Adrian, cred că le-am spus de 100 de ori că se poate renegocia PNRR-ul, dar ei nimic. Batman, nu se poate, uite că se poate. Culmea este că acest 9,4% era cea mai mică problemă, pentru că oricum eram departe de acel 9,4%, dar sunt curios acum ce scuze mai vor, mai avea. Acum, hai să luăm de bune ce ne-a spus domnul Budăi, că a fost acolo și a obținut o renegociere a zonei de pensii și că uite, de acum încolo putem crește pensiile. Ei, o expresie clasică, pisica, care spune show me the money, hai să vedem, creșteți pensiile, cu cât le creșteți și începând de când? Dați-ne un calendar. Pentru că se presupune că ne-am pregătit pentru acest lucru, da? Ne-am făcut niște calcule și uite, vrem să crește pensiile, dar nu ne lasă Bruxelles-ul, dacă avem acel prag. Păi hai, arătați-ne acum concret cu cât veți crește. Ar trebui măcar cu 15% de la 1 ianuarie, pentru că e legal conform inflației pe care am avut-o în anul precedent și de măcar cu 15% ar trebui să creadă. E, dar colega dumneavoastră spunea o chestie foarte interesantă. Se pune în spatele Bruxelles-ului o prevedere care zice așa: Bruxelles-ul ne-a cerut să nu creștem pensiile decât dacă ne permitem din punct de vedere bugetar. Ei, s-ar putea ca chestia asta să ascundă, de fapt, o majorare mai mică a pensiilor de la 1 ianuarie, pe principiu că, domnule, așa ne-am angajat în relația cu Bruxelles-ul. Dincolo de chestiile astea, de declarații, de faptul că negociem acum pe Skype sau pe Zoom, facem o legătură directă, da, cu cei de la Bruxelles, realitatea arată că reforma pensiilor speciale nu e adoptată și trebuia să fie adoptată de la începutul anului. La 31 martie trebuia să avem și legea pensiilor, da, care se prevadă inclusiv acea indexare a pensiilor, da, pe mai ales că sunt foarte mulți oameni care au ieșit din aceeași job la muncă cu aceiași ani de vechime, dau pensii diferite și de la asta se referă recalcularea pensiilor. Adică niște lucruri concrete dincolo de vorbe, că de vorbe tot ne-am săturat în ultimul an, când am primit asigurări. Da. Mai ales cu încasările atât de proaste de până acum, cu faptul că sunt deja 20 de miliarde în gaură și suntem abia la mijlocul lunii mai, așa că toate acestea sunt, și mai ales că există o presiune foarte mare pe guvern, pentru că, iată, profesorii deja
au anunțat greva generală, au avut astăzi greva de avertisment și au anunțat foarte clar că de luni, gata, greva generală, căci nu ne-am înțeles la guvern. Colega mea, Cristina Anton, a fost alături de sindicaliști pentru a afla ce s-a rezolvat acolo. Nicolae Ciucă și miniștrii de resort au eșuat. Bun găsit, Cristina. Până la urmă, luni s-a terminat școala. Bun găsit, Nils. Au fost discuții astăzi aici la guvern, însă fără vreun rezultat. Nu au ajuns la un numitor comun, ba chiar au plecat nemulțumiți sindicaliștii. Știm că ei au cerut salarii mai mari, tocmai de aceea au și declanșat această grevă. Astăzi a fost o grevă de avertisment, știm foarte bine, timp de două ore, în intervalul orar 11-13, nu s-au făcut orele. Și atenție, de luni se vor complica lucrurile, pentru că au anunțat sindicaliștii o grevă generală. Ce înseamnă asta? Că nu se vor ține cursurile în nicio unitate de învățământ din țară. Mai mult decât atât, avertizează cei de la aceste federații din învățământ faptul că dacă nu vor fi ascultați și nu li se vor mări salariile, nici măcar nu știu cât vor ține această grevă, cât va dura aceasta, ar putea aceasta să se întindă chiar și pe un interval de 3 săptămâni. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Cert este că știm foarte bine, de luni sunt îndemnați părinții să nu-i ducă pe copii la școală, să nu-i aducă pe cei mici, pentru că pe lângă faptul că nu se vor ține cursurile nici o unitate de învățământ, nici nu va mai avea cine să-i supravegheze. Partea foarte gravă este că se vor da peste cap examenele naționale, examenele de final de an. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Cert este că nu doar profesorii sunt cei nemulțumiți și atenție, au anunțat și polițiștii, dar și cadrele medicale greve în perioada următoare, la fel nemulțumiri din cauza salariilor prea mici. Da, mulțumesc foarte mult, Cristina. Emanuele, aici este problema. Veniți, ca să zicem așa, cu noul guvern, cu guvernul Ciolacu, și dați nas în nas cu poporul. Și poporul începe, ca așa de bun venit, începe cu greva generală. Profesorii, s-ar putea cadrele medicale și polițiștii. Sunt trei elemente care pot distruge o societate în 24 de ore. N-am răspunsuri la toate întrebările, dar măcar la unele voi încerca. În primul și în primul rând, cadrele medicale. Nu cred că poate cineva să dea un exemplu altul decât PSD de creștere atât de consistentă a salariilor în acest domeniu. Acum câțiva ani, adevărat. A medicilor. Așa este. A medicilor. Așa este. Păi da, dar cadre medicale, ca să zic așa, sunt dincolo de medici cam de 4 ori mai mulți. Au crescut și acelea, dar mai puțin. Într-adevăr, ținta a fost în primul rând medicii, pentru că aveam un exod al medicilor și rămâneam fără medici în sistem. Unul la mână. Doi la mână. Inclusiv în ceea ce privește profesorii, au existat creșteri salariale. Ele au fost puse pe pauză de alte guverne decât PSD. În primul rând că acolo, stați, în primul și în primul rând că acolo nici măcar nu sunt creșterile salariale prevăzute de lege făcute. Acolo sunteți în urmă față de lege. Aveți datorii pe care le-ați tot amânat. Este în urmă guvernul României ca instituție, dar a fost lăsat în urmă de premierul Orban, de premierul Câțu. Dar altceva vreau să vă zic. Până la urmă, toate aceste categorii, pentru că ați enumerat niște categorii, nu pot să primească fiecare separat o lege a salarizării sale sau o creștere, pentru că vor veni alții și alții. Și e nevoie de o lege a salarizării, așa cum o prevede și PNRR-ul, care să fie gata la sfârșitul acestui an. Este și jalon și trebuie să se facă și se va face. Așadar, ca să nu deschidem o cutie a Pandorei, astăzi pentru unii, mâine pentru alții, acum câteva luni, dacă vă amintiți, erau angajații din prefecturi. Și tot așa, folosim acest mecanism, vom crește salarii, vom avea lucrurile astea prinse în legea salarizării și vă mai spun un ultim lucru, ca să nu abuzez de răbdarea dumneavoastră. Nu există un alt partid care să fi făcut o lege a salarizării. Vă întrerup pentru că am o informație de breaking news pe care mi-o transmit colegii. Breaking news. Avem o situație extrem de gravă. E vorba de prințul Harry și cu Meghan Markle, ducele și ducesa de Sussex, care ieri la New York, aseară la New York, au fost urmăriți de paparații și au avut un accident destul de grav, care putea să fie fatal. Este, dacă vreți, pe modelul pe care a murit prințesa Diana
alături de mine analistul Bogdan Chiriac. Bun găsit, Bogdan! Este extrem de grav ceea ce s-a întâmplat, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă atunci când paparații sunt grămadă. Întrebarea este dacă acesta a fost un accident real sau dacă, ține minte că ei au cerut protecție și pază, iar Palatul Buckingham le-a refuzat acest lucru, dacă acest lucru nu a fost aranjat astfel încât să provoace Palatul Buckingham. Bogdan, ne auzim? Bogdan Chiriac, ne auzim? Refacem legătura. Este o întrebare extrem de importantă. Bogdan, cred că acum ne auzim mai bine. Nu știu dacă mi-ai auzit întrebarea. No, tot nu funcționează. Mai încercăm o dată, uneori a treia oară e cu succes. Te-auzi foarte bine abia acum. Gata. Așa, deci întrebarea mea era așa, ceea ce se întâmplă la New York este extrem de grav, dar în același timp nu pot să nu mă gândesc cu teoria conspirației dacă nu cumva faptul că Buckingham le-a refuzat protecție și gardă de corp, dacă nu cumva a fost o treabă realizată pe scenariu Meghan Markle pentru a obține de la Buckingham acea protecție. E vorba de protecția cui? Protecția lui Harry și a ducelui și ducesei de Sussex, Harry și Meghan Markle. Istoria cu privire la faptul că atunci când s-au mutat în California, MI6 a fost, n-a mai avut misiunea să-i apere, ceea ce i-a pus pe cei doi să investească multe milioane ca să fie apărați de o firmă privată de pază din Statele Unite. Da, este foarte adevărat, dar da, ți-aduc aminte totuși de scandalul care a precedat acel moment, respectiv atunci când Harry i-a cerut Palatului Buckingham să îi ofere în continuare gardă de corp, chiar dacă nu mai este parte din membrii familiei regale lucrătoare, iar Palatul Buckingham i-a refuzat acest lucru, atât în pe teritoriul Marii Britanii, cât și în Statele Unite. Ei, s-a întâmplat asta fiindcă Marea Britanie este monarhie constituțională, MI6 este plătit în bani publici și asigur paza la ceea ce avem noi demnitarilor în funcție, să spun. Vreme ești parte lucrătoare a familiei regale, beneficiezi de această pază, îmi imaginez. Când te trasi ca la noi un fost demnitar. Nu mai are protecție de la SPP, că nu mai prevede legea. Și probabil că exact același lucru s-a întâmplat și în cazul lui Harry și a soției sale. Și știu că la vremea respectivă băiețelul a primit amenințări, Archie, și Meghan Markle a fost foarte supărată, îngrijorată, îngrozită de ce s-ar putea petrece și chiar Harry. Țin minte la vremea respectivă că a fost îngrijorat pentru fiul său și ca urmare au luat o firmă privată americană care să le asigure protecția și da. La vremea respectivă se specula că costă foarte multe milioane de dolari pe an acea firmă de protecție. Ni s-a alăturat și colega mea Lili Ruse. Bun găsit, Lili! Aseară Meghan a primit un premiu din partea Asociației Femeilor cu de Viziune, Women of Vision, și este un premiu extrem de important, după care au fost urmăriți, în taxiu erau, atenție, au fost urmăriți de paparații, n-am putut să nu mă duc cu gândul la nenorocirea în care a murit atunci prințesa Diana și cu... cum îl cheamă, că am uitat acum, Mohamed Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed, mersi, bravo, așa. Cât de serioasă este situația aceasta?
E foarte greu să nu faci legătura, mai ales că Diana a fost mama lui Harry și că atunci s-a discutat foarte mult despre felul în care presa se comportă, speță dacă e sau nu responsabilă de astfel de incidente. Până la urmă, tuturor celebrităților li se întâmplă sub o formă sau alta să fie hărțiți de către paparazzi. În cazul lui Harry și al lui Meghan e într-adevăr o chestiune mult mai sensibilă dat fiind antecedentul din ceea ce privește pe Lady Diana. Însă, sunt absolut convinsă, am ascultat pe Bogdan Ziriac, sunt absolut convinsă că Harry și Meghan și-au asumat acest risc în momentul în care au renunțat și au rupt practic legăturile cu casa regală. Sau și varianta de a-și angaja o firmă privată care să-i protejeze de paparazzi, însă, repet, un accident rămâne un accident. Există însă și acea parte, acealaltă parte a poveștii în ceea ce privește de paparazzi, unde se oprește totuși interesul public și unde începe viața cu adevărat privată a cuiva. A fost o discuție în lumea presiei atunci când a murit Lady Diana, însă discuția a fost abandonată, iar paparazzi au revenit la ceea ce știu să facă. Pentru a da doar niște detalii, Lily, despre ceea ce s-a întâmplat, prințul Harry și cu soția sa Meghan și cu mama lui Meghan au fost implicați în acest accident pe care poliția l-a numit aproape catastrofal. A fost o urmărire a mașinii de către paparații, conform unor martori. Această urmărire a durat, atenție, peste două ore și a rezultat într-o coliziune multiplă în care au fost implicați și alți șoferi de pe drum. De asemenea, pietoni au fost accidentați și doi polițiști ai NYPD, ai poliției newyorkeze. Adică, în alte cuvinte, nu a fost așa, au alergat pe el cu motocicleta și a fost o treabă destul de complicată, două ore și ceva. Vă mulțumesc, Lili, îți mulțumesc și ție, Bogdan. Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vreau să vă arăt inundațiile catastrofale din țara unde trăiesc peste 1 milion de români. Nu plecați nicăieri. Bine ați revenit la cheia zilei. 8 oameni au murit și unul este dat dispărut după inundații devastatoare ce au lovit Italia. Este vorba de regiunea Emilia-Romagna, acolo unde una dintre victime s-a necat chiar în propria casă. 14 râuri din acea regiune au ieșit din matcă. Apa pe străzi depășește în zone și peste un metru. Priviți imagini. Fredda. Dove si trovava? Era in auto? Qui, dai miei. Ma in quanto tempo è arrivata l'acqua? In un attimo. Wow. E sono andato al fiume, era mai successo in questo momento? Non lo so, mai. Meteorologii au emis cod roșu în regiunea Emilia-Romagna, în Italia. Aceștia avertizează că italienii trebuie să se pregătească pentru 7 zile de ploi și vreme severă. Au fost închise străzi, s-au stricat poduri, a fost o grămadă de apă care a intrat în apartamentele, în niște apartamente aici, cum vedeți aici, cum se întâmplă, uitați. Sunt niște cetățeni acum care încerc să ajungi acasă acolo. Sunt mașini oprite în apă.
În ultimele zile, câteva mii de persoane au fost evacuate din calea apelor. În Bologna, un spital a fost evacuat, iar pacienții au fost transferați către alte unități medicale. Rog la orice român care locuiește în zona asta să se stau acasă, să se duce afară din casa singur dacă are chestii importante de făcut. Poliția în momentul ăsta închisă și guvernul italian și prefectura au închis școlile, au oprit trenul, au închis firme. Da, imagini absolut înfiorătoare. Cel care le-a adunat este corespondentul nostru din Italia, Rocco Ciavi, care cu prețul vieții s-a dus în zonele inundate pentru a ne aduce toate aceste imagini. Ați văzut acele salvări absolut spectaculoase de pe acoperiș făcute cu elicopterul. Le dorim să scape de această problemă cât mai repede. Noi ne revedem mâine la ora 17. Până atunci însă festivalul știrilor continuă aici la România TV, unde cineva nu ține cont nici de inundații, nici de ploaie afară, nici de nimic, ci s-a îmbrăcat așa cum ar fi, de exemplu, să se ducă la soare. Evident, este vorba de prietenul Marius Niță, care aduce și jurnalul, încearcă să aducă și vara. Asta încercând pentru că la București a plouat, dar a ieșit și soarele între timp. E în funcție și de vestimentație. Nu știu ce ar aduce cravata ta în schimb. A ieșit pentru că a ieșit tu probabil afară două minute, a îmbrăcat așa și a zis soarele, vai, nu se poate la așa haine, nu se poate, ploaie, ia să spargem noi norii, să ieșim frumos, să ne arătăm fața. Dar uite, mă gândesc, cravata ta aduce grindina, așa arată. Da, avem știri importante. Evident, astăzi, avem știri din câte înțeleg eu, pentru că e cel mai important jurnal. Așa este, vă aștept la principalul jurnal al zilei cu detalii despre greva generală care sperie guvernul. Azi a început nebunia, venind și cu tragedia preotului găsit în ecat după petrecere și mai vedeți cum a explodat o șalupă cu polițiști în prima zi de folosire. După gloanțe, s-a încercat să se intre cu droguri în Parlament și mii de români sunt prinși în inundațiile catastrofale, oameni înnecați în case, părinții nuată cu copiii pe umeri. Aflați și dacă au reușit rușii să distrugă un sistem patriot al Ucrainei și vă mai spunem ce surpriză a apărut la negocierile pentru guvernul lui Ciolacu. Ce dă PSD la schimb ca să păstreze transporturile? Vedeți și povestea celor trei adolescenți care au murit sub un tir. Vă aștept și cu restul știrilor imediat.